Este o temă tradițională glorioasă. Spuneam că Cristian Balasim este un artist polivalent, un artist cu mari disponibilități pentru cercetare și cu o mare curiozitate pentru cercetarea artistică, pentru cercetarea limbajului, a limbajelor, dar nu numai. Asta vreau să subliniez, au lăsat că în timp ce există atâtea specii de experimentatori care nu au foarte mare lucruri de spus, Cristian Paraschiv are lucruri foarte dense de spus despre propria ființă, despre relația ființei lui cu lumea, despre propriul corp, despre propriul trup și vom vedea că în câteva performanțe pe care le-a făcut merge la o esență umană extrem de semnificativă, de densă, de dramatică chiar. Invitat la un simpozion internațional de artă în Polonia, într-un mediu mineresc sau în apropierea unei zone cu minier, Cristian Paraschiv realizează o performanță care este extraordinar de dramatică, de tragică. Își asumă condiția aceasta grea, inumană a minierului și într-o performanță se lasă acoperit cu cărbune, cu steril. Și stă preț de 26 de minute acoperit sub acest steril. Când mi-a transmis lucrul acesta, imediat i-am spus, Cristian, ai spus un lucru esențial, impresionant și le-ai spus lor, minierilor, le-ai vorbit lor despre condiția lor de viață, despre condiția lor dramatică de viață și sunt convins că lucrul tău a avut ecou, că a fost mai mult decât numai un act pur estetic. Era un act existențial la mijloc. Cu ocazia acestei manifestări a creat și o mare instalație de obiecte, la care toate aveau conotațiile acestea legate de viața minierului, de condiția lui. Niște mese care erau pline cu steril, erau instrumentele lor de lucru, erau bicicletele astea cu care ei merg la locul de muncă, toate erau cu o profundă semnificație. Nu era nimic de natură formală sau exterioară. Aceasta este capacitatea rară a Cristian Paraschiv de a merge la esențe secrete ale vieții. O altă, pentru că mă simt doar cum obligat să vă spun parcursul de până acum, o să-l scurtez, pentru ca să știți care a fost, cum spun, destinul lui în arta contemporană internațională. O performanță făcută la galeria doamnei Buzen și care era o încercare de a-și crea un dublu al trupului său, observați că de nou apare tema obsesivă a propriului corp, a corpului, își creează un dublu al corpului său realizat din plumb. Acțiunea, după câte mi s-a spus, a fost destul de dură, pentru că el a fost acoperit complet de acest plumb, inclusiv capul, și a fost un moment de suspans când lumea se întreba cum mai respiră. Deci a asumat această carcasă, acest dublu artificial de metal pe el, l-a suportat și după aceea acest plumb a fost așezat pe trupul lui și sensul era de a lua forma și de a deveni o amprentă a propriului său corp. Acțiunea s-a terminat prin segmentarea, prin forfecarea porțiune cu porțiune a acestei carcase și după aceea distribuirea lor
cătecii care vreau să aibă o amprentă a trupului artistului. Mi se pare de asemenea un lucru încărcat de semnificație. Ce mai e întreprinde Cristian Paraschiv? Area lui de manifestare este foarte vastă. Nu a părăsit nici o clipă pictura. Un lucru care spune ceva. În timp ce atâția subiect de pictură ca de o posibilitate oricum retardată, vechită, depășită, Cristian Paraschiv, care face ceea ce face și încă altele pe care nu le putem povesti în motiv de timp, rămâne un consecvent încrezător în posibilitățile pictorii. Dar el face sculptură, face fotografii, face film, face aceste infografii pe care le realizează ordinatorul, face CD-ROM-uri în care toate aceste acțiunile lui sunt trecute și conservate pe pelicula magnetică, pe discuri. Iar de asemenea, o altă preocupare importantă a lui este conservarea acestei experiențe uluitor de bogate în niște cărți de autor care sunt expuse aici. Până acum a realizat 40 de cărți. Aici sunt expuse câteva, printre care și câteva cărți originale care nu le-am mai spus niciodată în expoziții. Probă a seriozității cu care se tratează pe sine, dar și pe noi. Deci, o polivalență remarcabilă a talentului de Cristian Paraschiv. Expoziția de față este prioritar axată pe această problemă care îi dă și denumirea și titlul generic, pielea și corpul. Cum spuneam, este această preocupare pentru corp care devine agent expresiv, care devine element de limbaj personal. Cristian Paraschiv se exprimă cu propriul său corp. Aici însă intervine o noutate, după părerea mea, importantă, care antrenează și o problemă tehnică remarcabilă, este aceea că își scanează trupul porțiune cu porțiune, ca și cum ar dori să realizeze o hartă a propriului său corp. Și o realizează odată din față și odată din profil. Segmentează după aceea această mare hartă pe care o realizează cu mijloace de schemă de lui și o fragmentează în pătrate, le numerotează și le recompune după ce a operat aceste imagini pe ordinator și recompune trupul său. Însă, un lucru încă și mai important pentru curiozitatea de cercetător de vocația lui Cristian Paraschiv. El își transpune unele din aceste imagini fotografice pe o piele, pe propria lui piele, obținută în laborator, prin dezvoltarea unor culturi de țesuturi ale proprii sale fiind, pentru să spunem așa. Deci, pune într-o cultură celule vii care sunt purtătoare ale ADN-ului său și creează această piele de cultură, este pielea artistului, chiar ca obiect viu, nu? Pe care își imprimă fragmente din propriul lui trup și recompune, reconstituie și în acest fel corpul său.
În această expoziție avem niște fotografii, sunt și câteva, vreau să vă semnalez lucruri interesante, poate că